Doi călători. Tovărășia bună la vreme de primejdie se vede, că așa sunt dragostea și prietenia, de n-au temei, se strică doar când bate vântul, dar de sunt trainice, pe cât se învechesc, atâta sunt mai bune. Se povestește că odată mergeau pe un drum printr-o pădure doi călători, unul bătrân, învățătorul celuilalt, iar celălalt un flăcău în lege. Se tot silea bătrânul să-l învețe pe cel tânăr cum trebuie să se poarte în viață, cu cinste, cu dreptate și vrednicie. Mergând ei așa, aud un mormăit și ia câte vine spre ei un urs. Flăcăul, când aude și mai ales când vede ursul cu brațele ridicate, cu colții mari și albi, se înspăimântă. O ia la fugă și, folosindu-și sprinteneala, se urcă într-un copac. Bătrânul, ce să facă? Nu putu nici fugi, nici să se cațere în copac. Lăsată de învățăcel la îndemâna fiarei, se aruncă la pământ și stătu fără suflare. Vine și ursul flămând, mormăind amenințător, mor, mor. Vede bătrânul, îl miroase, crede că-i mort. Și ursul nu mănâncă mortăciuni, așa că pleacă mai departe. Trece primeștia. Se dă flăcăul jos de unde se urcase. Vine la cel bătrân și îl întreabă: "Ce ți-a șoptit ursul la ureche, învățătorule?" "Mi-a spus", răspunse înțeleptul, "că unde e pământul sterp, zadarnic mai arunci sămânță aleasă, că sfatul bun se prinde doar de mintea celui ce-l ascultă. Și mi-a mai spus să nu mai plec vreodată la drum cu oameni dintre aceia care de frică te părăsesc la cea dintâi primejdie." Așa a spus bătrânul, amărât până peste fire, că are un asemenea învățăcel.